Deci astăzi judecătoria centru a continuat examinarea trei cereri a apărătorului lui Renato Usatăi. Cererea cu privire la revocarea măsurii de primare arestul, cererea cu privire la transfer de procedură, deoarece cunoașteți cu toții, Renato Usatăi a solicitat prin cerere Procurorului General ca cauza penală privind învinuirea tentativei de omor asupra lui German Garbunțov, intentat împotriva lui Renato Usatăi, să fie transmisă organului de urmărire penală din Anglia. Deci, procuratura a refuzat prin ordonanță să remită cauza, să strămute cauza, iar noi am contestat ordonanțele procurorului în instanța de judecată. Deci, în ambele aceste cazuri, astăzi, procurorul nu s-a prezentat la ședințe de judecată. Apropo, nu este pentru prima dată, deja în a treia ședință de judecată nu s-a prezentat. Prin urmare, instanța de judecată a decis astăzi aplicarea sancțiunii amenzii față de procuror și examinarea cauzei s-a amânat pentru data 26 aprilie. Ceea ce ține de a treia cauză, contestarea ordonanței procurorului Bacalim privind clasarea urmăririi penale în privința lui German Garbunțov, care a fost, după cât cunoașteți, învinuit de tentativa de omor asupra lui Renato Usatăi. Deci s-a lucrat în ședință, s-a prezentat probe instanței de judecată în ceea ce privește ilegalitatea acestei ordonanțe și ineficiența urmăririi penale efectuate de către Procuratura Generală. Deci s-a ajuns până la etapa susținerilor verbale și s-a acordat termen părților până pe data de 2 aprilie, ora 9:30, unde va urma susținerea verbală, apoi pronunțarea hotărârii. În această cauză, poziția părerii este că ordonanța procurorului privind încetarea procesului penal și eliberarea de sub arest a lui German Garbunțov este una ilegală și este afectată de nulitate. Sper că am convins instanța de judecată, deoarece probe, în opinia părerii, sunt destule și sperăm că instanța de judecată va analiza aceste probe și va adopta o hotărâre în favoarea apărării și în favoarea lui Renato Usatăi privind declararea nulă acestei ordonanțe pentru a da posibilitate lui Renato Usatăi și apărătorii săi să se bucure de o urmărire penală eficientă. Eu nu o să vă spun familia, deci că au fost schimb de trei procurori. Inițial a fost domnul Busuioc, care nu s-a prezentat, ulterior a venit domnul Miron în ședința precedentă și astăzi a venit la contrazierii de 35 minute, a venit un alt procuror. Deci, prin urmare, ședință, dacă luăm după ședința precedentă, deci domnul Miron a participat și s-a semnat că a fost înștiințat a se prezenta astăzi la ora 11 în instanță de judecată. Noi presupunem că deci, interesul procurorilor nu este de a examina în regim de urgență aceste cerințe pentru a da posibilitate celorlalte părți la proces aș realiza alte scopuri, mă refer la alte acțiuni de urmărire penală. În realitate, deci, apărarea nu poate ști scopul, doar suntem și noi nemulțumiți de faptul că se tergiversează, deoarece aceste cereri, sau mai bine zis, cererile și contestările aduse de către apărători, sunt deja pe rolul instanței de judecate mai bine de 7 luni. Noi, apărătorii, am depus 2 cereri pe numele instanței de judecată cu privire la accelerarea examinării cauzei. Ambele cereri de accelerare au fost respinse. Deci, pe o parte, judecătorii ne resping cererea de accelerare, de examinare în regim de urgență, pe altă parte, procurorii nu se prezintă. Deci, prin urmare, noi, apărătorii, nu putem să intervenim, nu avem aceste obligațiuni sau, mai bine zis, aceste împuterniciri legale de a obliga și instanța și procurorul. Dar, cu certitudine, deja noi suntem îndreptățiți de a depune cerere și la Curtea Europeană și în instanța de judecată după ce va avea o finalitate pentru a cere despăgubiri pentru depășirea termenului rezonabil de examinare a cauzelor.